senzația că mi-o scapă. Peraluca, în cap, Mihai. În capul său, Peraluca. Aș putea să văd încă o dată ce ai făcut ca să fiu sigură că ai rupt gâtul? Da. Ia, fiți-mi puțin atanteți, să vedeți ce este. Ia. Ia, explică. Explică că traduc cu microfonul și... Ea vine. Da. Jean. Și o prinzi de aici. Și de aici, ca să-i dai emoții, te faci că o scapi odată, o ridici și a doua o scapi. E dans cu senzații. Stimați telespectatori, am astăzi un subiect de început de emisiune, senzația V. Doar o clipă, mă scuzați. Stai așa! Stai așa! Închide ușa! Stai! 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 Vino! Na, nu mai are ceva. M-am dus cu mămăioara la o frumoasă manifestare cultural-artistică, astăzi. A venit cu o blană mare, mov, cu tare, cu tare. Și cu cizmiti cauciuc, ziceai că vine pe șantierul. Și eu că am văzut că vine de la canalul Dunării Marea Neagră. Zic, ce faci? Doar o clipă, mă scuzați. Deci, aceste frumoase lațe. Deci zici că i-a mâncat... Uitați-vă, acești minunați gumari continuă cu lațele astea. Deci zici că lațe de rațe. Și altfel are brățară cu zdrângănici, ba e aici, ba nu e aici, este ceva care nu era. N-ar fi fost o problemă, mă era unde o pui, acolo doarme. Și la manifestarea cu pricina vorbeau niște oameni foarte importanți și eu mă rugam la Sfânta Născătoare. Sfânta Născătoare! Ca să doarme forgaci, am pus-o definitiv de mămăligă. Și fiți atenți, stați așa să vă explic. Deci cum stătea forgaci așa. În piept, nu? O doamnă mai în vârstă lângă, ca să zic așa, făcea, da, da, sigur că da, păi da, hai, și-a... Foarte rău, cât m-am chinuit cu forgăceca, la un moment dat am avut sprijin în Eli, că stătea lângă ea. Eli s-a dus să bea apă și a rămas forgăceca, zic, dacă adorme, cade în cap. Coloasă și într-un peș. Am trezit de dimineață și de-aia eram obosită. Și eu m-am trezit la aceeași oră și n-am adormit pe scenă. La orice oră se trezește, adorme la serial. Pensia! Știi ceva? Am văzut eu un film odată care se chema Îndrăgostit la propria dorință, cu doi care moțeau unul pe altul metrou și s-au îndrăgostit. Eu cale și asta. Deci asta înseamnă că te măriți cu Ilioasa. Da, e adevărat. E adevărat. Pe Romeo nu s-a mai... El are concerte. Stimați telespectatori, vom vorbi mult astăzi despre dragoste, despre sentimente calde, despre frigul teribil care e aici. Hai mă, că a rezolvat-o. Stai să vezi ce scandal face domn Prigoană, că a venit. Ce dracu-i frigul ăsta aici, măi, frățioare, măi? Zic, domn Prigoană, noi avem instalații de aer condiționat, dar a spus Newton cu Arhimede și cu mama lui tata lui George, că toată... Căldura se duce în sus. Ați ce emisiune sus! Băi, eu zic pe post. Eu n-am care nu zic pe post. Mi-e fric. Monica Angel n-a mai intrat. Că a zis că e fric și stă după ușa. Monica! Monica Angel! Eu cred că a înghețat afară. Please! Nu fi venit la emisiune deloc? Celia! Pe tine cine te-a chemat aici? Te-ai auzit strigată cumva? Te cheamă Monica Angel cumva? Da, de afară mi-au spus intră! Cine te-a zis intră? Arată-mi-l pe ăla! Bună seara! Vino încoace! Vino încoace, disperatule! Zice că s-o iau pe aici, printre... Nu, că nu mai știu pe un suiau, că e foarte cald aici. Da, e cald. Unde am aici am așez, da? Edi, unde stă? Deci, bună seara, doamne, bună ziua, eu mă bine, 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 v-am găsit. Să vezi de acela, te vezi de omul foară, să te cald. Hai, mă, că nu e chiar așa. Foarte frig. El ți-a spus să intri? Da. Foarte prost. Edi? Facem altfel. Du-te înapoi, te rog. Du-te înapoi și vino și cu geaca pe tine. Stimați telespectatori, cu un nou videoclip și în culmea gloriei la noi în emisiune Celia! Stai că abia am închis ușa. Acum! Bună seara și bine v-am găsit! Hai că... Dragă Teo! Ei și bine dubla. Nu ne-am mai văzut de mult, mă bucur să te văd. Da, mă bucur din suflet, am avut senzația că te văd la cât ești de slabă. Am avut un optică. Am avut un deja vu, parcă am mai intrat odată, nu știu. Și ai avut un deja vu, bine că te-ai trapat de-a trecut. Stai acolo jos, slăbătură. Nu le-ar fi rușine. Lasă că de ce n-ai venit cu geaca? Unde ți-e geaca? Lasă-o, mă, să răcești! De geacă nu se mai vedea deloc. Trist în prisp. L-am examinat mai devreme pe Mihai Trăistariu, care stătea, o să vedeți dumneavoastră dacă vă uitați, pe teoliveshow.ro, că am filmat cu camera mea. Stătea așa trist în prisp. Am filmat ce l-am filmat, zic, bă, da, poate mișcă. Poate mă vede și se animă. Nu mă vedea, nu s-a amânat. No. Monica a cântat, a repetat, cu tare, tot acolo, o să vedeți. Mihai... Și piesa altfel frumoșică, înțelegeți? Ce ziceam? Mihai Trăistariu. Bună seara! Regia! Așa a fost regizia. Uite, Teo, i-am făcut loc. Am senzația că sunt Mircea Radu. Teo, uite, îi fac locul Mihai. Hai, Mihai, vin! Mihai, vin aici! Ce vrei, să răcești? Or să vă iasă vorbe. Treaba voastră. Adică ce, numai cu Ana Zăvoranu, cu mine, nu? Unul haina celuilalt? Ai stat cu Ana Zăvoranu sub același acoperământ? Nu, am înțeles că o place, nu o place. O place pe Ana Zăvoranu? Da. Și eu. Hai! Aș veni și eu acolo, Monica, aș veni și eu acolo, că ne încălzim mai bine unul cu alții. Treci! Domnul Prigoană vrea ceva. Domnul Prigoană, vreți ceva? Să vedeți! Am o supă. Din ceea ce vă doriți dumneavoastră e ceva ce pot reproduce pe post? Căldura. E, acum asta e, ne descurcăm și noi cum am putea. Gândiți-vă la bietul nostru balet, tot ce pot să fac, care se mișcă așa, nu pentru că nu poate, ci pentru că n-are cum altfel. Fraților, și pe mine cui mă lăsați? Acum, pe bune. Acilea, bagă-te și tu imediat. Lasă, bă, că iau, te simțesc luminile reflectoarelor cum îmi vine pe figură. Nu sta! Stimați telespectatori... Cine-mi ia una? Prietena mea. Nu pot să cred. Și tu nu iată, bă, de emisiunea asta, băi, fraților! Înțelegeți? Mai aveam și noi un pic de ordine. Mai ziceam și noi, trimiteți cuvântul cheie Teo la 1228 și răspundeți corect la una dintre întrebările foarte complicate. Foarte complicate de acolo. Și veți câștiga o dată pe săptămână, dacă aveți noroc și sunteți cu noroc, o cameră video oferită de Pro.ro. Eu când am văzut întrebările, am râs, n-am zis nimica. Vedeți că vă întreabă lucruri foarte complicate. Cum mă cheamă pe mine? Adevărul e că m-a chemat în mai multe feluri de-a lungul timpului. S-ar putea să fie o problemă și asta. Să ne scrie lumea pe... Puteți să ne scrieți despre... Dar de ce e actorul ăsta? Puteți să ne scrieți... Stai, mă, că trebuie să iau de jos. De jos de la picioare. Să-i spune încălzesc. Să-i încălzesc un pic ca să le explic să ne scrie pe Teo Live Show primatv.ro. Și ce să-mi scrie oamenii? Să-mi scrie... Mă, să scrie... Dacă le place la noi la emisiune. Ce nu le place la noi la emisiune... Asta lasă-mă că știu! Trebuie să vă povestesc. Mi-a scris o doamnă, v-am povestit? Nu v-am povestit. Că sunt o proastă, o... Lasă-mă! Ești urâtă, prost cu afară! Lasă, dragă, că și eu am auzit din asta. Ce crezi că e singura care a auzit chestii de asta? Și? Aia! Sunt aia, proasta, prost cu afară! Biata femeie zice... Doamne, zice, vă trebuie o pauză publicitară. Ne omoară. Deci nu vrea să scape de mine. Nu. Bine. Ne omoară amândoi dacă ne prinde. S-a terminat povestea. Știe, cunoaște povestea iubirii noastre veșnice. Deci problema e să nu se afle în presă, știți? Dar nu are de unde să se afle. Rămâne între noi fetele. Adică, știți, vă băgați așa bine, mă pozați de față cu toată lumea. Adică, totuși, s-ar putea ca la un moment dat să se vadă. Pentru că iubirea noastră este transparentă. Stați liniștit că vă anunț eu. Nu se supără nimeni, crede-mă. Iubirea noastră va înflori, cum înfloresc, era o piesă de aia, rău, știi? Da, iubirea noastră va înflori cum înflorește trandafirii, cred că era. Așa, cum înflorește trandafirii, asta e piesă de Guță. Good. Întrebare întrebătoare. Te rog. Ce v-a apucat să faceți copii cu Adriana? Nu ne-a venit. Nu rămăsese, că să nu ne încurcăm cu de astea. Pentru că dumneavoastră ați înfiat, a trebuit să găsesc altcineva să facem copii. Să facem noi doi copii cu Adriana. Noi doi? Păi noi doi, n-am făcut copil cu Adriana, noi doi. Dacă păi asta m-ați întrebat, că de ce n-ați făcut copil cu mine? Păi nu se face copil cu mine, pentru că dumneavoastră v-ați înfiat copilul dumneavoastră. Da. Și atunci am zis, bă, dacă renunță la mine, mă duc și eu să mă înțeleg cu Adriana, facem copil. Păi și acum ce facem? Și acum am făcut copil cu Adriana și... cu mine cum rămâne, vreau să cum rămâne cum? Păi aveți copil. Țineți microfonul mai sus, că noi nu auzim nimic. Vorbiți de copii și noi nu înțelegem nimic. Dumneavoastră v-ați dorit un copil, v-ați înfiat. Adriana și-a dorit un copil și l-a făcut. Pe mine nu mă mai ia nimeni acum. Cum să ne vă mai ia nimeni? La contractul dumneavoastră cu Prima, îmi pare rău, nu vă măritați săptămâna viitoare? Am avut contracte și mai rău. Mogulul de la ProTV v-a umplut de bani. Oh, da! Mogulul de la Romantica v-a umplut de bani? Oh, da! Mogulul de la Prima vă umplă de bani acum. Da, și atunci de ce nu mă luați? Asta nu înțeleg, sunt plină de bani, sunt urâtă, dar bogată, măcar... Unde e cireșul? Mi-a spus averea, doamna. Averea? Că se va găsi cineva să sacrifice tinerețea pentru banii dumneavoastră. Sunt în patima cartofiorului. La banii pe care îi aveți dumneavoastră, vă ia cu tot cu copil cineva. Dar în direct nu intrăm. Hai că am înghețat aici. Când intrăm în direct. Faceți botez? Dar când intrăm în direct? Am intrat de mult. Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție Teo. Sunteți foarte frumoși așa îmbrăcat în negru. Să știți că negru subțiază. Vă mulțumesc. Adică vreți să spuneți că sunt cât un butoi subțire ca muțoală la asta. Ferească Dumnezeu, Doamne, iartă-mă. Sunt un tip tras cu inelul de butoi, cum s-ar spune, nu? Repet întrebarea, pe 15 martie faceți botez? Așa ar trebui pe 15 martie, dar eu plâng cu sala și ci că ar fi pe 22, dar nu e pe 22, e tot pe 15, pentru că... Deci faceți în așa fel încât să nu vin eu la botez, că așa îmi face de fiecare dată, și când se însoară și când divorțează. Nu e adevărat. Divorțez pe 15 dacă găsesc sală. Da, da. Dacă nu, divorțez pe 22. Nu, că am găsit pe 15. Și facem? Nu, am divorțat pe 15, că am găsit sală. Eu n-am venit să vă... Pe 15 găsim sală să facem botezul. Cu totul că Adriana avea o informație că este ceva NATO, summit NATO, în 15 mai pot eu de NATO. Și am spus, băi, lasă-mă că Putin are ce căuta la botez. Mai scutește-mă. Nu, că Putin, asta dacă vine, face scandal. Nu, că acum e în campanie și el, că se retrage de la președinția Rusiei și încearcă să vină și la un botez. Prietenă bună cu el. Ne întâlnim în cazinou. Să știți că m-a dezamăgit în ultima perioadă, că am avut o înțelegere personală cu Putin și a scumpit, domnule, gazul iară. Da. Apropo, este adevărat? Nu e adevărat. Haideți. E o realitate. Ridicați mașini parcate ilegale. E o realitate, v-am spus. Serios? Da. Cu ce? Cu mașinile de ridicat mașini. Dar numai în sectorul 3 s-a luat hotărârea către Consiliul Local și, de fapt, ridicarea mașinilor parcate ilegal o face poliția. Noi facem o prestare de serviciu din punctul A în punctul B. Noi primim telefon, mergem cu platforma, luăm mașină și o transportăm, că poliția nu se ocupă de așa ceva. Dar constatarea, amenduța, o dă poliția. Normal. Și pentru că nu, s-a luat în considerare că în sectorul 3 s-au făcut 8.000 de locuri de parcare. Nu știu dacă sunt multe sau puține, nu e treaba mea să fac socoteala asta. Deci primarul de la sectorul 3 a avut talentul să organizeze locuri de parcare și atunci a spus, dom'le, acum pentru că există parcări, luăm tot ce e parcat ilegal. Și, într-adevăr, la magazinul Unirea, în spate, e o parcare de 1200 de locuri, dar lumea încearcă să parcheze în față, că așa suntem obișnuiți să mergem cu mașina până în studio, până în casă, până în birou, până în magazin. Ne trebuie să parcăm la raft. Da. Și acum, un nou concept de parcare e parcarea care se face cu accensoare în dreptul balconului. Adică vor fi parcări, îți duce mașina în dreptul balconului și pe balcon cobori în casă, ca să-i place la român. Până la etajul 10. E adevărat. Vreau să vă întreb o treabă, dar între noi doi. Da, rămâne între noi fetele, pentru că nu suntem în direct. Nu, dar nici nu ne mai bagă. Nici nu vom fi în direct, dar normal. Dacă publicitatea are Prima, nu înțeleg. E un frig în studio ăsta, nu știu ce. Căldura mare la mare. Vreau să vă întreb. M-a chemat prietenul noastră, Mădălin Ionescu, la emisiune. Acum timp. Și nu m-am dus, că nu-l cunosc. E mișto? Doamna, să mergeți invitată în emisiune să vă măritați? Nu, și atunci și importanța că e mișto sau nu. Păi dacă mai e peste picior. Și dumneavoastră ce faceți în emisiuni cu invitații, de exemplu cu mine? Acum vă fac declarații de iubire. Ce aveți, domn Prigoană? Pe cuvântul meu, Maria Persecuție. Ia uite, dragă, înțelegi, eu zi de bine, de cutare, domn Prigoană, sunteți frumos, sunteți deștept, sunteți subțire, sunteți bogat, sunteți... Nici nu știu... Mai sunteți însurat? Azi. Asta. Perfect. Până la apusul soarelui, practic, e exact ca Ramadanul. De la apusul soarelui până la răsăritul soarelui, eu trebuie să întreb acum pe loc. Că dumneavoastră știți cum sunteți. Sunt înghețat de frig. Știu că sunt un tip... de la poliție, valabilă 24 de ore. Nu e adevărat, sunt un bărbat țapăn la ora asta. Mulțumesc! Sunt e un bine bărbat de știut. Țapăn și am înțeles că cele mai țapene gagii sunt la morgă. Și eu mai am un pic și ajung și eu acolo, dacă mai era frigul ăsta. Și domnul cu camera e țapăn, dar nu vrea să recunoască. Uitați-vă la dânsul. Asta așa e de când îl știu. Barbu, iată. Dar chiar n-ați încălzit niciodată studioul ăsta? Ba da, e încălzit, dar nu v-am spus că mama lui tata, nu știu care. Domnișoară, haideți să vă spun, eu am două picioare. Eram când erați dumneavoastră. Eu am două picioare, unul de lemn și noroc că am unul de lemn, pentru că îl țin pe la bun, pe la de lemn, că dacă nu mă înghețau... Dar dumneavoastră când spuneți că aveți un picior de lemn, vorbiți serios? Sau e dintr-un aliaj? Nu, e din lemn-lemn. Deci are o porțiune din lemn-lemn. Da, porțiune. Nu mai ziceți așa. Nu, și eu mă leg de bucățica aia, de așchia care a rămas, că restul e titan, fibră de carbon și așa mai departe. Mai fabricați? Da. Maci? Mai fabricăm. Maci? Depinde. Avem și trabant și rolls. Fiecare după cum... După posibilități. Mă rog, nu e o bucurie să ai un membru din plastic, lemn sau titan, dar asta e viața. Dar dumneavoastră conduceți cu el. Eu pilotez, conduc, not, schiez, mă însor, divorțez, deci fac de toate. De când? De la 23 de ani. Nasol? Nu. E ok. Adică nu? La 23 de ani? La 23 de ani, dacă nu aveam accidentul care mi s-a părut atunci că e sfârșitul lumii, normal, nu realizam nimic. E, nu? De ce? Nu știu, m-a ambiționat mai mult chestia asta, să-mi văd de cursul vieții și să neglijez chestia asta, pentru că există două tipuri de persoane cu handicap. Sunt persoane cu handicap care se nasc cu handicap, care le nu conștientizează, și sunt altele care ajung să aibă un handicap la o anumită vârstă. Și astea se împart în două categorii, devin foarte buni, cum sunt eu de exemplu, sau devin foarte răi, cum a fost dumneavoastră mogul. Nu e adevărat. Am sesizat. Nu e adevărat. Și atunci de ce nu face donații pentru handicapați? Poate să facă, dar nu s-o fi bătând cu... pe partea de cultură. Nu s-o fi bătând cu pumnul. Eu vorbesc de sârbu. Sârbu? Păi... deontologul? Hai, lăsați-mă, drag. Aveți impresia... Doamne, n-aș fi zis. Când îl vezi așa, zici că... Da. Ca dumneavoastră, dar domnule, după ce stai de vorbă cu el vreo 20 de minute, te dumire. Bă, stai că bea doar o treabă. Nu credeți? Întrebați-l pe Mircea Badea. Întrebați-l pe Mircea Badea. Domnule, cel mai important lucru, după părerea mea, pe planetă, este să rămâi om normal, indiferent de poziția socială pe care ajungi sau câți bani ai în cont. Pentru că numărul participanților la mormântarea ta e legată de starea vremii, nu de cont. Nu de avere. Sunt nevoită să apăr aici onoarea unui om care nu este de față. Nu e frumos, domnul Prigoană. Eu vorbeam de Mircea Badea. Mircea Badea e sănătos, nu-l îngroapă nimeni. Mircea mă îngroapă pe mine. Mi s-au umflat mușchii pe mine, uite-vă. Deci, Mircea Badea ne îngroapă pe toți. În cel mai bun caz ar putea să însoare cu mine, Mircea Badea. Uite ce supă știu să fac. După ce ți-ai pus cafeaua pe... Mă scuzați? Mi-am pus cafea pe mine? Nu, chiar pe tine. Am pus supă. Este supă să mă ia de nevastă Mircea Badea. Nu vă sfătuiesc. Ba da, că am mâncat și Monica. Mi-tuiesc invitații cu supă. E foarte bună. Da, e foarte bună. În primul rând că e fierbinte. Asta e tot ce contează. Și nu e bună. E bună, e bună. Domnișoară. Haideți să am o propunere. Ce propunere? La intrare în studio să ne dați niște botoșei de aia. Știți că sunt botoșei cu maimuțoi de pluș și o să fie un pic mai călduță în studio. Cât sunteți de dulce azi. Nu credeți-vă, dar frigul ne-a de la picioare. Nu vă e rece, doamna? Ba da. Sincer. Păi nu se vede. Dar nu înțeleg. Cu asta pe mine, cu chiar toți, prima dată toți banii lui Teo și n-a mai rămas de energie termică. Faptul că oriunde se duce, domnul Prigoană îl umple de Doamne ajută pe pe ăla cu care vorbește. S-a dus la Diaconescu și a început să-i povestească lui Diaconescu ce bani are el, Diaconescu. Da, așa e. Că o să facă, că să facă, bietul om dădea din colț în colț, nici ce, să zică care nu e bine, că la Românica să fii bogat e moartea. Bine, doar. Să zică că n-are, iar nu e bine, că la Românica să fii sărac e moartea. Ce putea să zică bietul om? Deci pe mine m-a săcănit astăzi. Dar niște... ce, eu tot n-am înțeles. Vreți să mă luați, nu vreți să mă luați, vreți să vă angajați la ProTV, vreți aș să ce vreți? Dați-vă mie un telefon, că eu nu înțeles. Dați-mi, cum să-i dau telefon? Nu să... Să ce? Să vă angajeze. N-a zis dumneavoastră că vreți să lucrați acolo? Eu la Pro. Ce am făcut cu propriile arme? Așa face și dumneavoastră mie. Nu, stați un moment. Îmi puneți voi eu vreau să lucrez la Pro. Da. Mogule? Sârbule? Domnul Sârbu, vreau să lucrez la ProTV. Sunt vorbile mele. Iertați-mă, vă rog, dar eu acum ce ar trebui să zic? Prețul corect. Să-mi șoptiți salariul. Al meu? Nu, cu care voi lucra eu la ProTV. Eu n-am de unde să știu. Și voi lucra la ProTV, că a făcut contract acum să le car cu noi la studiouri. Excepțional! 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 Deci avem firmă de ridicat mașini, avem botez pe 15, sunteți invitați cu toții. Absolut. În mod gratuit, Palatul Parlamentului Român, exact, la Marele Zid Chinezesc. Ce 50.000 de euro? Atâta costă toată petrecerea. Ce? 50.000 de euro ați câștigat la botez? Veți câștiga la botez 50.000 de euro? Nu, atâta intrarea. Cine vine la botez, la intrare pune 50.000 de euro. Așa am înțeles eu, nu știu. Nu, n-am bani ăștia schimbați. Dar dacă aveți să-mi dați 3%. Bineînțeles că voi lucra la Sârbu. Păi ce vă spun? Pro. Deci m-ați făcut astăzi de comandă. De comandă, de comandă. S-a supărat Sârbu că l-am bârfit și nu era de față. S-a supărat colegii mei de la Prima că vorbim despre un post concurent. Vreți ca să mai vorbească poporul român de Sârbu când va fi de față? Înseamnă că va intra în istorie. L-ați văzut dumneavoastră pe Sârbu la vreo emisiune? În afară de poza unde încrâncionatul așa, care apare omniprezentă în toată presa, au râs nimic. Adevărul e că nu e o șmecherie nici cu emisiunile astea. Cu care emisiuni? În general, treci la emisiuni... Dom'le, nu te poți duce dacă n-ai nimic de spus. Adică are Sârbu ceva de spus. Da, are. Adică m-a stopit. Nu păreți. Urmează. Mulțumesc. Stimați telespectatori, până se topește domn Prigoană pe frigul ăsta. Îl urăsc pe Sârbu. Deci m-a zăpăcit. Acum vă dați seama că eu sunt de niște curți. Eu îl urăsc pe Sârbu pentru că l-a dat afară pe... Mircea Badea și pe Oreste, dacă vă aduceți aminte, când au plecat de la Realitatea de la mine și le-am spus, bă, îți dă-ți apă ăsta. Mie, nu, că am contract. Și a luat-o exact cum ține microfonul, ținea pe urmă Mircea Badea cu Oreste după 3 luni de zile, după ce am mai muțărit de revelionul ăla în care m-am distrat copios, m-am bătut cu palmele pe burtica asta mare și am zis, bă, ați luat-o, ați luat-o. Deci, din nou s-a demonstrat că Sârbu e deștept. Am zis eu altceva? Deci că văd erat demonstrandum, stimați telespectatori. Despre asta este vorba. Deci, și îmi cer scuze că l-am vorbit în lipsă pe Mircea Badea și Oreste. Cine l-a vorbit în lipsă? Eu. Aha, da. Știți cu cine a fost Mircea Badea la munte? Cu dumneavoastră. Tostodoro, toți! Cu ăla de la Antena 2 care m-a făcut pe mine de comandă la emisiune. Ia auzi, Mircio, că știu, na! Cine? Gâdea? Morar. Morar? Nu vreți ca să vă uitați mâine la emisiune că mă duc eu să zic ce fac în direct? Ela? Da, facem un exercițiu. Da, seara, nu te uita, că și eu am fost la Morar. Și te-a făcut? Și cu Buzdugan am fost. A, și îl făceau până... Vă dați seama? Și-au permis să-l facă până arhitect... care trebuia să deseneze case și desena cisme. Haideți, domnul Prigoană, să nu mai vorbim despre asta. Am înțeles. Vă rog. Cine e arhitect care desenează case? Fără să știu. Uite, știi ce, domnișoara așteaptă să vorbești cu ea? Da? Nu, noi stăm cu Mișoara și Mihai, cu mine suntem într-o parte în cealaltă. Nu e o problemă, ne place să înțeleg nimic. Și pe cuvântul meu, emisiunea asta... Ce trebuie să înțelegi? Crezi că pe frigul ăsta mai înțelege cineva ceva? Nu trebuie să înțelegi. Eu gândesc și iarna, gândesc și toamna. Hai mă, că nu e chiar așa de zi. Gândesc și mă culc, gândesc și mă culc. Nu, Celia, auzi, ia să vorbim și despre mine. Și despre fata asta. Vorbim despre lume care n-are nimic în comun cu noi. Iar dumneavoastră, dacă vreau să vorbim despre Sârbu, trebuia să vorbim înainte să mă angajez. Așa. Doamne, atenție, nu mai aveți niște supă. Să te facă cu puțină liniște aici. Să supă, mă. Zi, mămică. Hai videoclip nou. Da, videoclip nou, am album nou de care sunt foarte mândră. Aoleo. Ia. Asta am ajuns. Bătaie de joc. Vă dați seama ce e acum la etajul 6. Oh my god. Ai auzit? Ai văzut-o pe aia? Nesimțită. O nesimțită. Asta e. Eu, adică. Așa. Un pic de calm. Lasă-mă, câtă vreme să vorbești despre tine, e bine. Stai să iau medical. Care medicație? Vrei să pun maimuța puțin? Pentru diversitate? Înghețat. Este o maimuță care miaună. Mi se pare... Este penibilă rău, dar n-am alta. Asta e singură, e. Așa. Hai simt de tine ceva, ca să nu mă împocnească creierii aici. Melodia se numește Șapte. Șoapte. Șoapte. Cine a scris? Sebi a scris? Nu, am auzit-o greșit. Și mă pregăteam să zic, de ce nu șapte, de ce nu opt? Dar nu se numește așa. Așa i-am spus și eu la telefon ce piesă cânt și a zis, ce face Mary? Ce face? Așa. Șoapte, compusă de Cosioniță. Da. Toate piesele de pe albumul meu sunt compuse de el și sunt foarte, foarte mulțumită de ce a ieșit. La fel și piesa Trag aer în piept, care a ajuns foarte, foarte sus în top și mie mi-a adus multă, multă fericire. E compusă tot de Cosioniță și n-am decât aprecieri pentru el. Ești răgușită? Sunt răgușită, sunt răcită și de asta am zis că mă risc să-mi iau gecuța pe mine. Aici trebuia să vin hala de baie. Adevărul e că ce balton are pe ea. Este... Da, e foarte gros, într-adevăr. Da, este un jambirbic. Hai de capul tău. Albumul cum se numește? Albumul se numește Celia. Și la următorul cum o să se... Următorul cum? Înțelegi? Am și o problemă. Următorul o să se numească, nu știu... Înțelegi ce zic? Da. Adică... Bagă pisica aia! Dă-mi greșeală! Mă duc să duc la lucruri, dă-mi greșeală! Fiind primul album și având în vedere că am ieșit pe piață prima dată cu numele de Celia, am vrut să-i pun numele Celia pur și simplu ca să creeze brandul mai mult decât atât. Adică și albumul îmi poartă numele Celia. Iubita mea, tu când ai telefonul încărcat, ai 50 de kilograme? Cam pe acolo, pe undeva. Plouată, cu bocancii de schimb. Da, adevărat este că am slăbit foarte, m-am îngrășat, am fost acasă, m-am îngrășat, mi-a dat mama de toate să mănânc și m-am îngrășat încă vreo 3 kilograme și ceva, dar recunosc că în perioada în care am avut programul foarte încărcat datorită piesei de rezistență, Trag aer în piept, am abuzat de mine. Cum vine altă piesă? Trag aer în piept. Aia era? Da, este... Mă îndepărtez încet aia? Da, da, da. Nu știu ce și mă doare. Mă doare. Și eu tot timpul urlam, ce dracu doare, frate, de mă zice? Înțelegi? Foarte mișto. Eu am avut senzația că e DJ Project. Teo, stai puțin că acum ies și eu la lumină. Deci tu, Celia, ai cântat piesa aceea Trag aer în piept, asta cu Trag aer în piept? Deci trebuie să vă povestesc o chestie senzațională. Eram cu Jojo. Stai așa, stai așa! Bine, bine, bine! Povestește ceva senzațional! Aici, la emisiune, se ne vază toți. Ați văzut cum am luptat cu domn Prigoană? Cum i-am ținut piept? Cum l-am frânt pe genunchi? Ca pe un mănunchi de spice? Înainte de pauză, vă spuneam, am descoperit că piesa aceea cu Trag aer în piept, mă îndepărtez încet, nu mai pot să te aștept că mă doare, aia? Am descoperit că o cântă Celia și atunci Monica a zis, vreau să vă spun ceva și am zis, stai așa? Senzațional era. Eram cu Jojo la birou la noi, acolo la colegii de la Divertis și eu citeam ceva, fiecare avea treabă pe acolo și Jojo, nu știu ce Dumnezeu făcea, cert este că cânta așa. Numai așa. Trag aer în piept, mă îndepărtez încet. Trag aer în piept, mă îndepărtez încet. Trag aer în piept, mă îndepărtez... Și eu citeam. Da. Și am lăsat-o să tragă o dată, să tragă de 2 ori, să tragă de 100.000 de ori. Expiră. Și la un moment dat i-am spus, Sis, ia o gură de aer și lasă-mă că nu mai... Îndepărtează-te mai repede și du-te! Hai, omori cu aerul tău! Trage-l și lasă-mă, ia și o gură de apă și ține-o mult în gură. Asta este o istorioară hazlie pe melodia cântată de Celia. În acest timp în care lumea vedeți că se sucește, se învârtește, vă rog să vă uitați la Trăistariu. Deci asta este tot ceea ce va mai... Este imposibil. El are cineva cadru cu Trăistariu sau trebuie să-l cumpăr? Ei, e fric, săracul! Este... Uite, pardon. Gata. E vorba de blană. E vorba de blană. Înțelegeți ce vă spun? Chiar vorbeam cu Celia, zic, acum trebuie să mă duc să vorbesc cu Mihai Trăistariu. Zic, cum mă dau eu cu capul de masă, că ați văzut că în emisiunea a fost... Zic, cu Trăistariu, care se uită la mine ca la mașini străine, așa de fiecare dată când îmi întreb câte ceva, zic, chiar te-ai vopsit mașina, mă, să-i trăim. Și Celia zice, să știi că și eu sunt la fel. Atunci du-te de cântă! Stimați telespectatori, Celia va interpreta un cântec care are un videoclip pe care îl vedem pentru prima oară. El a fost difuzat odată la un post care, oricum... Ce? Aici, în emisiune... Poftim? Într-o emisiune este prima dată când îl prezint. Păi asta zic, mă dau și eu mare. În videoclip este vorba despre un băiat, ăla care a câștigat premiul pentru cel mai frumos fund din lume. Ăla? L-am adus în emisiune și l-am filmat numai din față. Da! Adevărul că, da, cum era să zic? Aline, fi drăguț, poți să te întorci un pic cu spatele? E, am fi putut, dar... Am fi putut, dar nu se cadra. Celia va interpreta acest cântec în care el moare, băiat. Și ea îl ridică cu... Scripeții și da aripi. Hai că vedem acum. Celia! Mulțumim foarte mult Celiei și trebuie să vă spun că în acest moment plin de sensibilitate, tănțelul care mesteca în ciorbă m-a întrebat: auzi, dar ziua de ce nu s-au șoapte? Și eu, romantic, am zis că ziua e trafic. Am adunat aici ca să vorbim despre cu eventual Mihai Trăistariu, pe care mă leagă o amintire pe care aș vrea să o povestesc aici. Atât de trist a fost? El e trist. Mai ne vezi? Nu vezi? Zici că i-a pătat vaca și a murit vițelul. Come on! Nu sunt, nu. Eram împreună cu Mihai, la un post de televiziune la care am lucrat. Și am invitat în emisiune pe Sanda Țăran. Și ăsta, amicul, se duce la doamna Sanda Țăranu și se prezintă. Și zice, Mihai Trăistariu. La care Sanda Țăran zice, Trăistariu! Asta, în pragul infarctului, mititelul, zice, stați așa, dar de ce? Pentru că e vorba despre o meserie, măi. E Trăistariu! Și tu tot Trăistariu te-ai dus în toată lumea. Păi, degeaba vin la emisiune, că nu vezi nici cum te cheamă, mă. Bunicii dumneavoastră, sau bunicii tăi, că noi deja vorbim așa. Cum te-am învățat? Trandafir sau trandafir? Trandafir. Stai mă puțin, că nu e același lucru. Bunicii mei nu erau Sanda Țăran. Dacă din moș îmi spun toți Trăistariu, eu să vin eu să răstorn acum arborele genealogic... Păi nu trebuia, dar nu schimbai acolo cea, nimic. Dacă așa mi-a zis mama și tata și bunica și... Stimați telespectatori, Mihai tocmai a semnat un contract în Marea Britanie, unde o să se simtă minunat, că am zis că ea sunt tăcuți, de nu-i adevărat. Și se duce și el. Pe câți ani ai semnat contract? Am semnat pe 5 ani, începând din 14 ianuarie 2008. Acum am semnat. Dacă nu o să-ți convină? Există clauze de reziliere, dar fiindcă n-am nimic în Anglia și fiindcă se ajunge greu în Anglia, de ce aș rezilia? Poate că e vorba doar de Anglia. Dacă nu iese nimic, rămân sub contract 5 ani și atâta tot. Nu suntem vreo tragedie. Am priceput. Și trebuie să faci ceva pentru asta, am înțeles că ăștia sunt... Da, poate... din aprilie-mai m-au chemat în Anglia. În fiecare săptămână o să fac cursuri de dicție, o să fac 6 ore pe zi dicție, timp de o săptămână, o să fac cursuri de coreografie, styling, îmbrăcat, frezat și așa. Exact. Da, 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 da. Aici cea mai rea. Trăistariu! Așa, 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 așa. Și am înțeles că trebuie să te duci la niște emisiuni, să apar, să faci. Ei vor să mă promoveze acolo. E foarte grea piața engleză, în sensul că pătrunzi greu ca artist străin. Și atunci vor să mă pompeze puțin, să mă împingă, să mă bage la înaintare în câteva emisiuni. Păi la cât am pompat eu? Păi nu. Ce-ți mai trebuia? Exact. Așa. Când eram un simplu debutant și veneam la Teo. Cât te-am iubit eu pe tine când erai de mic. Te hăituiau femeile, erau după tine călare. Țin minte că se plângeau și colegii tăi de trupă la vremea respectivă, că toate fetele sunt... Nu erau toate, se împărțea în mod egal. Ei dădeau vâna pe mine ca să scoată ei, că aveau iubite. Hai că și azi ai un succes la femei, ceva a ieșit din comun. Vă referiți la... Mă refer, da. Disperata. Disperata. E o fată care mă chinuie, dar nu e numai una, de fapt. Nu, de fapt sunt mai multe, dar ea e mai insistentă. Mă rog, în ziar s-a scris o piranda. N-aș vrea acum să facem discriminări. Titica, nu. E adevărat că ea e din nația celorlalți, dar n-am nimic cu ei, chiar absolut nimic, e o coincidență. Mă sună noaptea, îmi dă mesaje, mi-a schimbat... Ce zice când te sună? Îmi dă mesaje din astea mai... Diocheate. Diocheate, da. E, na, că ce? Eu având deja o prietenă oficială de atâtea luni. Și ea știe. Dar ce zice? Cum scrie? Ce-mi zice? După vișii. După vișii. Urât îmi zice, nu se poate. Nu zice, iubitule, te aștept. Ba da, ba da. Amoarea mea, mi-o scrig în gura mare. Da. Nu știți cum zice? Ce te-aș mai tept. Da. Hai să vă zic cum zice. Ca să faceți un pic infarct, da. Nu, atunci, e sigur? Sigur, nu. Nu că știu ce înseamnă Celia. Așa. Deci, îmi zice așa. Iubitul meu nu e acasă. Sunt în cadă. Mă gândesc la tine. Nu mai știu pe unde îmi plimb mâinile. Deci, la modul ăsta. În cap. Eu aș fi zis, iubitul meu... Înțelegi ce zic? Frumoarea de ceai, de caie, sunt în cadă, notează că o să mă întreb după aia. Cum zicea aia, nu trebuie stare. Auzi, de unde are numărul tău de telefon? Că eu nu l-am, de exemplu. Eu l-am. Nici eu nu l-am. Nu, nici Monica nu l-are. Să facem o baie împreună odată, să-i trimitem mesaje. Dar neobrăzarea ei depășește limitele. Mi-a schimbat parola la un mail. Am un mail, da, ca orice om. Mi-a găsit, cred că, un hacker. Cred că are un prieten, ceva, care se pricepe și mi-a schimbat parola și face bătaie de joc. Trimite la prietenii mei mail-uri, în jur, îi face... Dar știi că asta și eu nu mai am acces la mail-ul meu, dar ei mi-arată mail-urile primite. Asta nu e bine. Nu e bine, nu. Asta e chiar de pedepsit. Dosar penal scrie pe aia. Eu n-am o dovadă că e ea, dar sunt convins că e ea. Pentru că din text reiese așa. Are un anumit stil literar, adică după Condei. După licență, exact. După licență. Vezi, de asta i-am zis eu ieri că e fantomă. Că lui hăituiește o fantomă. Eu cred. Asta ca să distrug asta unui om cinstit care a venit la emisiune. Că, de fapt, este un grup compact de cetățene care ar dori să-l aștepte și că el dă vina pe asta mica ca să se scoată în fața prietenei lui. A, iar îmi scrie aia. Da, aia. Am mai auzit noi de ăștia. E tot aia. Nu, eu cred că... Nu, îmi trimite noaptea mesaje, asta chiar mă enervează. La 3 noaptea. Închidești tu telefonul, de ce nu-l închizi noaptea? Uneori îl închid. Da, de ce se întâmplă lui și nu se întâmplă mie? De la dumneavoastră, domn Prigoană, am primit un mesaj noaptea. Eram în cadă. În care îmi spuneați că plecați în America. Da, credeam că eram în cadă și nu știam ce să fac cu mâinile. Nu, că asta nu vă învăț eu acum. Da. Dacă n-ați învățat până la vârsta asta... Am depășit momentul. Aia zic. Îmi spuneați, plec în America și dacă aveți nevoie de ceva de acolo, vă aduc. Cred că a trimis la toată agenda. Am făcut o greșeală asta. Cred că era un hacker care, că știți că eu am ariciu buzunar. Puteți să faceți o intervenție la doamna Victoria? Cine e doamna Victoria Secret? Sigur că da. Da? De ce? Da. A făcut un parfum care nu se mai găsește în America. Este o minunăție de parfum. Se rezolvă. Aia face lingerie? Vă rog din inimă. M-am întâlnit săptămâna trecută cu Victoria. Și? Victoria o cheamă pe bunica de-a mea. Am înțeles, am înțeles. Și pe regina mea favorită. Să încercați cu busuioc. Mihai, cu busuioc și puțină levănțică și am găsit rețeta. Vă încurc? Mă scuzați. Nu, nu. Clasă, vă rog. Este adevărat că scoți album? Scot un album nou, al 10-lea din carieră. Când? Într-o lună e gata. Are piese în italiană, spaniolă, engleză, o piesă în chineză una în portugheză și una într-o limbă, un dialect din Peru, se numește Kumbala. E un multilinguo, pluri, nu știu cum. Și în chineză ții minte? Refrenul țin minte, strofa nu. Am tras vers cu vers sau cuvânt cu cuvânt, să fiu mai sincer. Trăgeam un cuvânt, sunam și spuneam, cum se spune asta? Hai, și registram. Deci nu mai țin minte refrenul. Știu refrenul, da. Refrenul? Nu, că dacă nu, dacă nu, dar gheze. Nicoai lema, îi suhență, nicoai lema, oi dă aiță, nicoai lema, îi suhență, nicoai lema, oi dă ai aiță. Nicunicu, mă, nicoai lema. Nu e bine, adică așa că dau prima oară că asta inima, nu-ți vă supărați. Și înseamnă, sunt fericit, iubita mea, hai cu mine să mergem noaptea. Și formă softică că primește SMS-ul. Înțelegi ce zic? Adică, nu, sunt patru cuvinte, nicoai lema. Deci ciudată că am înțeles de prima firariele să fie. Mai ales la mijloc, am înțeles bine. Te rog frumos să mergi să cânti. Vă cânt o piesă care o să aibă videoclip într-o lună. Foarte, foarte mult. Deci dacă nici acum nu primim de la Celia nimic, înseamnă că n-au avut curent. Stimați telespectatori, toate filmulețele pe care le-am filmat, mai mult domn Prigoană astăzi, că nu m-a lăsat și pe mine să mă joc cu jucăria, o să le găsiți pe teoliveshow.ro. De asemenea, puteți să trimiteți și un frumos mesaj. Trimiteți la 1228, scrieți Teo și vă întreabă cineva ceva, dumneavoastră spuneți, iar vă întreabă, iar răspundeți, iar ta-ta-ta-ta-ta-ta. Și Pro.ro vă oferă o cameră pe săptămână unuia dintre dumneavoastră, deci nu tuturor. Baletul e pe scenă, Mihai e pe scenă. Vedeți că pleacă în Egipt împreună cu prietena lui și am uitat să-l întreb dacă, într-adevăr, cămilele put. Dar o să întreb pe Monica imediat. Mihai Trăistariu. Turning to you, some people with the love forever, but you know it's so true. I found you, and if I told you it wasn't meant to be, and if I told you would you believe? So tell me that you don't think I'm crazy, babe. Don't you feel without you I'm not free? So your love is high. I never. I'm not free. So your love is high. pe unul dintre colegi că nu aude reflectoarele? Sau ce? Aplauzele nu le aude. Cine nu le aude? Johnny, din nou ni s-a spus astăzi că se aud prea tare. Să le facem ambianță. Deci nu se mai poate. Care... Cine-i? Auzi, știi cu cine seamănă Mihai? Care Mihai? Mihai! Cu cine? Trăistariu. Ah, cu cine seamănă? Uitați-vă bine la el. Cu Bruce Willis sunt. Da, nu, serios. Acum 2 sau 3 ani... Cine? Acum 2 sau 3 sau 4 ani, nu mai știu exact, a fost ales ca cel mai sexy bărbat din lume. Uși de aici! Hai mă, uitați-vă la el! Matthew? Da, mă, seamănă puțin. Matthew? Base. Nu. Nu știu, că nu mă pricep. Matthew McHogan, dragă! Care dragă? Este actor, a jucat și cu Sandra Bullock. What are you talking about? E mai înalt decât Mihai. Taci din gură! Dar n-are importanță. Păi e vorba de față. Înțelegi, așa și tu semeni cu Sandra Bullock. Nu, eu semăn cu... Oh my God! Cum să zic că e mai înalt, nu? Așa e și mai... Stimați telespectatori, după pauză, vom dezbate un scandal în desfășurare în media. Nu este un scandal! Dai de gură să faci un rating! Aoleu, e un scandal monstru! Teo, chiar dacă nu e un bărbat bine cum vrei dumneata să... Cum să nu fie bărbat bine? Păi și ce spunea Monica, că e un adevărat gigolo, dragă, și pe lângă asta e și bogat. Da, e bogat, și ce? Și asta eclipsează orice defect la un bărbat? Și asta e adevărat. Scandal mare în presă, sau nu, după pauză. Așa făceam și eu la vârsta lor, să știți. Mă suceam, mă învârtea ca pe pipirez, titirez. Mă rog. Însă și ce Dumnezeu era pe vremea mea. Bună seara, Monica Angel. Bună seara, Teo. Și stimat popor. Doamnelor și domnilor, în această emisiune și ulterior acestei emisiuni, adică a fost acum câteva zile, dar... Mă înțelegi ce vreau să spun? Poate să continue dacă... Așa, așa. Colega Andreea Bănică a venit și a spus că avea o mare admirație și o mare dragoste față de Monica, dar că Monica s-a luat de ea, de Andreea. Te-ai luat de ea? Mie îmi pare rău că a înțeles lucrul ăsta. Chiar îmi pare rău, sincer. N-am vrut să o supăr, n-am vrut să se simtă în niciun fel. Am fost invitată la domnul Cristian Brancu și am spus că, din punctul meu de vedere, cred că are o voce puțin prea înaltă, adică prea stridentă și că... Dar n-am spus că... Stai mă puțin, n-am spus că nu are voce. Da? Așa. Și 2, am spus că nu îmi place cum se îmbracă în general, dar... Deci n-am spus mare lucru, am spus că n-are o voce pitigată și că se îmbracă... Așteptem puțin, ca să nu zic mai departe, că era... Asta este, da. Să continuăm. Dar am spus că am văzut-o într-un pictorial, îmbrăcată retro, cu părul strâns așa, aranjat retro, și care arăta superb. Iată. Deci ai dres, practic, busuiocul. Nu, n-am vrut să drec busuiocul, am spus adevărul. Am spus ceea ce gândeam și ceea ce am văzut. Dar tu ai mai spus vreodată sau ai spus numai la emisiunea lui coleg? Am spus acolo. Decât acolo decât? Acolo s-a întâmplat, da, și am mai fost la o altă emisiune. Stai că nu știi ce vreau să spun. Ba da. Nu știu. Am fost la o altă emisiune la care erau foarte mulți ziariști. Așa. Care nu știu dacă o iubesc mai mult sau mai puțin, asta nu este problema mea. Și am tras un bilețel. Și pe bilețelul ăla eu trebuia să comentez despre Andreea Bănică un titlu. Ghinian. Nu era ghinian, era ceva de genul cum Andreea Bănică face bani cu ariciu. Cum? Adică se spune că ai arici la buzunar, deci că nu cheltuiești mult, că nu scoți bani din buzunar. M-a învățat domn Prigoană treaba. Înțelegi? Iată, eu asta a fost... Domn Prigoană glumește cu mine. Asta este tot așa zisul scandal. Andreea, scumpă, dacă te-am supărat, îmi pare rău și te rog, uite, îmi cer scuze. Îmi pare rău. Dar crede-mă că n-am spus-o nici cu răutate, nici cu o intenție să te supăr sau să te jignesc sau... Nu avem nici înclin, nici în mână una cu cealaltă. Fiecare are drumul ei, tu ai publicul tău, eu am publicul meu. Deci n-am de ce să supăr pe nimeni. M-a întrebat domnul Brancu de cine îmi place din generația asta mai nouă și am spus de cine îmi place, m-a întrebat de cine nu-mi place. N-am spus concret de cine nu. De cine îți place? Îmi place de Andra foarte mult, îmi place de Ana Lesco. Are o personalitate extraordinară, din punctul meu de vedere este o artistă, se îmbracă senzațional și e frumoasă, la tine cum se îmbracă lumea, că pe tine te dura... Păi, pentru ei contează, pentru ăștia mai tineri. Pentru ei contează. Și atunci, dacă pentru ei e importantă imaginea, eu, ca și observator, vin și spun. Dintre așa, îmi place cum se îmbracă foarte mult Ana Lesco. Da? Îmi place ca stil, ca atitudine, îmi place Anda Adam. Iată. Da? Deci băieți, oameni. Băieți nimic? Băieți, uite, îmi place de Mihai. Uite-l pe Mihai, îmi place de Mihai foarte mult. Îmi place de Ionuț de la Provinciali, foarte mult, dar o voce superbă. Da. Ionuț de la Provinciali. Nu-ți place? Poftim? L-ai văzut dezbrăcat pe Connector? Ei bine, nu. Ce ai pierdut degeaba. A spus chestia asta de 5.000 de ori de obicei de față cu el, ca să-l impresionez. L-am văzut dezbrăcat pe Connector. E adevărat că era ca întuneric în cameră, într-un pictorial. Era el așa pe un birou, care nu era al meu. Și se vedeau frumusețile naturii. Și-ți părea rău că nu era biroul tău? Sincer, ei, să bine, nu. Mira să nu fac infarct, că după o vârstă... Da, înțelegi de ce asta a fost... adevărul ale vieții. Dar Prigoană, sunteți gelos, simt. Puțin, puțin. Hello! Ăsta a fost scandalul, marele scandal. Plus că mie mi se pare o chestie destul de penibilă. Că se insistă asupra acestui lucru. N-aveți despre ce dracu să vorbim. Nu, pe bune. Ascultă-mă ce spune, uite-te la mine. Uite, acum mă aliez cu domnul Prigoană. Știi cum facem tot ce mișcă în țara asta? Praf! Praf! Adică în sensul că nu mișcă nimic. E astea trebuie important. Dar pe mine de ce nu mă luați, dragă? Adică cum faceți partidă aceea? Te luăm dacă vrei, te luăm. Vreau te și luăm, eu. Da? Despre cine vrei să vorbim? Nu știu, dar mie mi-e cam frică. Stai mă puțin să stabilească unde vrea să te bage. Te bagă în cine știe ce prostie. Măi, Andreea, de ce nu spui că stau cu picioarele? Ia uitați-vă cum stau cu picioarele, zici că sunt cam... Ești relaxată. Ești relaxată. Ești relaxată, iată. Nu așa? Așa, nu știu dacă mai ești relaxată. Nu sunt relaxată, dar că dă bine la televizor. Bă, dar cum își ține astea, mă, picioarele, mă, femeile astea? Se noadă precum... Da. Păi mai Teo, știi de ce stau ele așa? Pentru că ele sunt foarte slabe. Și au și picioarele lungi, mă. Dar nici eu nu pot să stau așa. Adică tu ce vrei să spui despre mine? Că ce? Ce vreau să spun despre tine? Vrei să-i dăm pâine lui Brancu, dacă mă încolo 6 luni? Ce vreau să spun despre tine, spune lumea și despre mine. Vrei să încerc eu să mă not la 1,5 m ai mei? Ia încearcă-te un timp. Încearcă! Încearcă! Să încerc și eu? Băi, stai să încercăm pe partea ailaltă. Asta este o atitudine, nu... Ce să vă mai spun? Să vă mai spun că ce? Că... Na. Ce să vă mai spun, domnule? Zine cum stai cu filmările. N-am început. De ce? Dar vom începe. Vrei ceva? De ce? De ce ce? De ce n-ați înțeput? Pentru că nu am înțeput încă, pentru că... Da, da, uite că și eu munțesc, vin la tine, aseară am fost colo, iar alte dincolo. Aseară am un traseu de făcut, plec în excursii la toate televiziunile. Stai să te întreb ceva important. Zic că după aia întreb și ceva. Vezi că uite, te rog, pentru că a venit în discuție această problemă și pentru că am o grijă pentru Mihai și pentru iubita lui care vor pleca în Egipt, am auzit un zvon conform căruia cămilele put. Ei bine, nu. Cămilele nu put, dar ceea ce vă sfătuiesc eu pe voi, dacă vă duceți în Egipt, să nu cumva să o urci pe vreo cămilă, că n-o mai prinzi. Fuge cămila cu ea? Dai $10 ca să se urce pe cămilă, la pleacă cu fata, cu cămilă, cu tot, și ca să o aduci înapoi trebuie să plătești 4-500. S-a furat mireasa! Dar eu am văzut o cămilă care era senzațională. Avea o coroniță de flori siclam. De ce? Și era foarte... Era așa, dichisită. Era gătită, nu? Era gătită, da. Dichisită. Și avea pe spate așa un preșuleț. Și era așa de drăguță. Mânca la mama pe ea, să mănânce mama. Este atât de dulce, Monica, de când a venit, mângâie Deci îmi plac mai mult asta, uite ce frumos. Uitați-vă ce drăguț, uitați-vă ce ochi are, ia uite. Auzi, dacă niște ceva. Uite ce ochi frumoși are. Deci nu vede nimeni la nicio cabă, uite. Ba da, ziceți mai aproape, mai aproape. Dacă mai aproape să vază, uite. Uite ce caragioasă, uite ce privire inteligentă are. Uite și mai și cântă. E ceva ce să nu-ți placă? Vai, este o minune, sunt... Da. Vreau să cer de nevastă. O ținem aici maimuța să joace cu ea. De câte ori vine? Da, ca să nu vă mai deranjez. Deci, bă, noi o chemăm. Mă, da, dacă să nu ne deranjeze... Când fuge Camila cu fata, unde se duce cu ea? Uitați-vă ce vreau să spun. Lasă-mă cu Camila cu unde se duce. Deșertul de dracu să se ducă. Dar nu o să se ducă la mol. Poate se duce la un prinț. Uitați-vă cum stau cu picioarele. Toată lumea și-a luat un animăluț blănos în emisiunea noastră. Barbu, este vorba despre ursulețul Martinel. Nu că te uitai la mine cu reproș. A, poza este ușorin. Uite, animăluțul blănos din planșa alătura. E asta? Aici sunt cu Monica... Și atunci ce, eu nu pot să fiu cu ea? Cu care ea? Ea nu poate să fie pe umărul meu. Dacă Mihai e cu ursulețul... Mai am poze? Cu domn Prigoană? N-am poză cu domn Prigoană? Da, cu mine ai? E, cu Sana, cu tine. Nu cred. Domn Prigoană, aici este poză de divorț. Scandal! Atitudine! Chimie, treabă! Până când Monica merge pe scenă pentru a cânta live, că ea zici că n-am învățat altfel, trebuie să vă spun că filmulețele pe care le-a făcut în general astăzi domn Prigoană a fost Monica. Ai trecut în cadru, n-are nimic, să ne fie de sănătate. Whatever! Și tu lasă-i cu televizorul lor. Așa, se pot vedea pe teoliveshow.ro. Dacă mai trimiteți și un SMS la 1228, scrieți acolo că Teo v-a zis. Ce zic eu? Teo, pac! Vă răspunde, vă întreabă, vă șicanează, vă cutare, dar intrați într-o super cursă pentru a câștiga o cameră video de la Pro.ro. Săptămânal, câte unul dintre dumneavoastră mă va putea filma pe mine, de parcă Barbu ar sta degeaba. Uitați-vă, Giovanni mă filmează de pe jos, ca să vedeți ce înseamnă dragostea de meserie. Așa. Mâine... La ora 4:30 facem iarăși ciorbă, ca să le dăm invitaților cai Monica Angel pe mâine. Supă! Niște supă! Life took a job in a city, working for the men every night. One minute I'm sleeping, worrying by the wind, things might have been rules keep on turning. I said, Brown Mary, keep on burning, rolling, rolling, rolling down the river, rolling, rolling. Rolling down the river. Life's a jump in the city, working for the man every night and day, but I never lost a woman. Sleeping, worrying by the way, it's mine and dead. The big wheels keep on turning. I said, Brown Mary, keep on turning. I said, rolling, rolling, rolling down the river. Rolling, rolling, rolling down the river. Dun 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 dun. In the dump in the city, working for them every night and day, but I never lost a one minute of sleeping, worrying by the way, it's mine and fair, and big worlds keep on turning. I said, Brown Mary, keep on turning. I said, rolling, rolling, rolling down the river. I said, rolling, rolling, rolling down the river. Yeah, 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 yeah. Job in the city, working for the men every night and day, but I never lost a one minute of sleeping, worrying by the way, in spite of it, a big world keep on turning. I said, brown berry keep on burning. I said, rolling, rolling, rolling down the river. I said, rolling, rolling, rolling down the river. Da, 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 da. Yeah, yeah,